Sunteți reușit, ca rezultat bun, ca joc, oricând e loc de mai bine, cred că putem să jucăm mai bine de atât. Ne trebuia testul ăsta pentru încredere, pentru curaj, pentru că, deși am avut un antrenament bun în Turcia, adversarii n-au fost așa de măsură. Cum s-au integrat noile transferuri? Foarte bine, am mai spus-o, la noi avem un vestiar bun, un vestiar unit, e ușor să te integrezi într-un astfel de vestiar. Mai așteptați și alte achiziții, pentru că știm că bugetul e destul de mic și sunt probleme. Cât e bugetul? Păi a zis că știți. E concesionat deja. Da. Ne dorim să fim din ce în ce mai buni, dacă reușim să găsim jucători care să vină pe salariile pe care noi le putem oferi, cu siguranță vom mai aduce. Dacă nu, ăștia suntem și cred că putem să facem o echipă destul de bună. Îl așteptați și pe Budescu? Îi doresc să fie sănătos, să facă cât mai repede bine și în funcție de starea lui de sănătate vom vedea la momentul oportun dacă o să vină sau nu să vină la noi. Ce poate să-i petrolul? Oferă Petrolul, pentru că are deja alte două oferte pe masă, în afară de cea a Petrolului? Petrolul poate să-i ofere un stadion plin meci de meci, un public care îl iubește, probabil și un salariu destul de bun pentru Liga 1. Chiar dacă meci de pregătire, ați învins o echipă importantă, o echipă de play-off. Care ar fi obiectivul Petrolului în acest sezon? Obiectivul Petrolului este să scoate maxim din fiecare meci. Ce înseamnă asta? Ne primul meci oficial care e cu voluntariu și ne dorim să scoatem maxim. Dacă putem să învingem e bine, dacă putem să facem egal e bine, dacă pierdem nu o să fie bine. Vă așteptați un stadion plin în prima etapă? Ne așteptăm și ne dorim din tot sufletul să umplem stadionul. Cred că publicul ploieștean e dornic de Liga 1, de echipe puternice care se joace cu noi pe stadion. Deși este într-o zi de luni programată, ora este potrivită și în prisma căldurii care e la momentul ăsta, cred și îmi doresc din tot sufletul să umplem stadion. Cam este omul de bază de acolo, omul din vestiar care adună echipa în jurul lui? Tamaș alături de Ciobi, alături de Taca, sunt baza vestiarului nostru, da. Și pe teren, azi, n-a pierdut nicio minute. Și pe teren, impecabil. Ai vorbit, mă, cu Gică Hagi, n-ai, ce ți-a spus? N-am vorbit foarte mult, povesteam așa de starea fotbalului românesc, ce spune el de fiecare dată în conferințe de presă și cred că are dreptate. Știi ceva și despre Sorin Viara? Absolut nimic, ce știi și dumneavoastră, e plecat. Am încercat să vorbesc și personal cu el, nu mi-a răspuns. Nu știu să vă spun mai mult. Mulțumim!